Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Petraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Noi acuzații și un ultimatum din partea lui Igor Dodon la adresa șefului statului. De ce o învinuiește președintele PSRM pe Maia Sandu, aflați la știri. Cu toate că nu se cunoaște încă ce vaccin va fi adus în țara noastră, instruirea lucrătorilor medicali pentru campania de imunizare a început. Când, după părerea specialiștilor, am putea avea și noi vaccinul, aflați în jurnal. Zăpada i-a pus la treabă pe lucrătorii de la serviciile comunale locative din capitală, dar și pe drumarii din toată țara. Între timp, gerul nu pleacă, aflați la știri cu cât va coborî mercurul din termometre la noapte. Lupii au sfâșiat 7 oi ale unui gospodar din satul Vaduleca, Telenești. Cât l-a costat prejudiciul și ce spun autoritățile, aflați în reportajul corespondenților noștri. Curtea Constituțională a decis că Parlamentul nu se poate autodizolva. Asta după ce magistrații au analizat sesizarea depusă în acest sens de către deputații PAS. Președintele Curții, Domnica Manole, a explicat că sesizarea deputaților este inadmisibilă, în condițiile în care Constituția stipulează clar doar două situații în care Parlamentul poate fi dizolvat. Imposibilitatea de a forma guvernul din două încercări și inactivitatea legislativului timp de 3 luni. În replică, autorii sesizării spun că hotărârea era una previzibilă. Curtea a decis să declare inadmisibilă sesizarea. Articolul 85 din Constituție prevede două cazuri clare de dizolvare a Parlamentului: imposibilitatea formării guvernului și blocarea procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. Deputatul PAS Mihai Popșoi, unul dintre autorii sesizării, susține în continuare că autodizolvarea Parlamentului ar fi cea mai rapidă cale pentru organizarea alegerilor anticipate, iar hotărârea Curții era una previzibilă. Am luat actul deciziei Curții Constituționale, deciziile Curții nu se comentează, de obicei se execută. Era oarecum previzibilă decizia, pe timp că socialiștii s-au spus că nu au de gând să sprijine autodizolvarea. Și Platforma Parlamentară pentru Moldova a reacționat pe pagina oficială de Facebook. Deputații platformei consideră că hotărârea magistraților constituționale a demonstrat încă o dată că singura soluție pentru depășirea crizei guvernamentale prin care trece Republica Moldova este calea dialogului. Astfel, Platforma Parlamentară pentru Moldova a anunțat repetat că este gata să propună un guvern profesionist capabil să scoată Republica Moldova din criză și să organizeze alegeri parlamentare anticipate, libere și corecte. De asemenea, în mesaj se mai precizează că legislatorii platformei parlamentare vor cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a analiza situația creată, dar și pentru a identifica soluții clare în depășirea crizei politice, în condițiile în care șeful statului tergiversează numirea unui candidat la funcția de premier al țării. Și ministrul justiției Fadeina Gacevski a scris că în urma deciziei în altei curți a eșuat tentativa unor deputați de a acoperi abuzul constituțional al președintelui. A eșuat și teoria populiștilor că Parlamentul poate fi sancționat cu dizolvarea, chiar dacă președintele nu înaintează candidatul pentru funcția de prim-ministru, a mai adăugat Gacevski. Luna trecută, deputații PAS au depus o sesizare la Curtea Constituțională în care solicitau ca magistrații să se expună pe marginea posibilității autodizolvării Parlamentului. Ulterior, și președintele Maia Sandu a declarat că va lua o decizie în privința desemnării unui candidat pentru funcția de premier după această decizie a Curții Constituționale. Am încercat să obținem o reacție și de la președinție, însă purtătorul de cuvânt al instituției, Sorina Ștefârță, ne-a spus că nu comentează această situație. Noi acuzații din partea lui Igor Dodon la adresa Maiei Sandu. Aceasta trebuie să înceteze show-urile politice și să desemneze un candidat la funcția de premier până la data de 1 februarie. Este ultimatumul care i-a fost înaintat șefului statului de către președintele PSRM Igor Dodon. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a mai acuzat-o pe Maia Sandu că a creat un blocaj guvernamental și instituțional. Președintele nu a răspuns până acum acestor acuzații. Igor Dodon a anunțat că pentru rezolvarea crizei politice este nevoie ca președintele să înainteze un candidat la funcția de premier. Liderul socialiștilor a îndemnat-o pe Maia Sandu să propună o candidatură până la deschiderea sesiunii parlamentare. Cerem în mod categoric din partea președintelui desemnarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru până pe data de 1 februarie. 2 săptămâni apucați-vă de lucru.
În același timp, Igor Dodon a lansat acuzații grave la adresa Maia Sandu. Președintele care a promis în campanie electorală că are soluții pentru criza pandemică, economică, socială, se teme, are frică să-și asume responsabilitatea. Avem blocaj guvernamental și constituțional, avem tentative tot mai evidente de uzurpare a puterii de stat din partea președintelui țării. Fostul președinte a mai anunțat că PSRM se va adresa la Curtea Constituțională pentru a întreba magistrații care este termenul maxim pentru ca șeful statului să înainteze un candidat la șefie executivului și ce riscă Maia Sandu dacă nu va face acest lucru. Mai mult, Igor Dodon amenință că va scoate lumea în stradă. Noi ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate acțiunile constituționale împotriva președintelui țării și toate acțiunile legale, inclusiv proteste în masă față de uzurpatorii puterii de stat în Republica Moldova. Igor Dodon a mai precizat că începând de marți, secretarul executiv al PSRM Vlad Batrâncea și președintele fracțiunii parlamentare PSRM Corneliu Furculiță vor lua legătura cu conducătorii fiecărei fracțiuni și grup parlamentar pentru a începe discuțiile cu privire la dizolvarea Parlamentului. Precizăm că anterior Maia Sandu a anunțat că nu a desemnat încă un candidat la funcția de premier pentru că așteaptă hotărârea Curții Constituționale privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului. Solicitat pentru un comentariu, purtătorul de cuvânt al președintelui Sorin Aștefârță ne-a expediat un mesaj în care a scris că vor avea un comentariu la acuzațiile aduse de Igor Dodon după ce Maia Sandu se va întoarce de la Bruxelles, unde se află într-o vizită oficială. În timp ce la Chișinău criza politică se adâncește, președintele Maia Sandu se află în vizită oficială la Bruxelles. Șeful statului a avut o discuție cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre importanța accesului mai rapid la vaccinuri anti-COVID pentru cetățenii țării noastre, despre asistența financiară din partea UE, dar și despre problemele fermierilor care au fost afectați de seceta din anul trecut. Anterior, Maia Sandu a mai avut o întrevedere cu un altul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul oferit Moldovei în ultimii ani. Ieri, președintele s-a întâlnit și cu procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța-Chioveși. Vizita oficială a președintelui se va încheia mâine, iar până atunci mai are programate și alte întâlniri cu oficiali europeni și belgieni. Alți 258 de moldoveni au fost confirmați pozitiv la COVID-19 în ultimele 24 de ore, după procesarea peste 1250 de teste. Printre cei care s-au infectat cu noul coronavirus sunt și 10 lucrători medicali. Datele mai arată că 227 de pacienți sunt în stare extrem de gravă, iar 30 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Tot astăzi s-au stins din viață în urma complicațiilor provocate de virusul periculos 17 persoane, printre care și 2 angajați medicali. Este vorba de Constantin Cornea, medic reabilitolog în cadrul Spitalului Raional Cimișlia, și Emil Volkonovici, șeful Centrului de Sănătate Mintală Don Dușeni. De la începutul pandemiei, sistemul medical a pierdut 71 de lucrători din cauza COVID-19. În total, numărul deceselor provocate de virus a ajuns la aproximativ 3270 de persoane. Până la sfârșitul anului 2021, populația țării noastre va fi vaccinată în masă împotriva COVID-19, așa că va fi creată o imunitate colectivă care ne va permite să uităm de măsurile impuse pentru limitarea răspândirii virusului. De această părere este șeful adjunct al Direcției Generale Sănătate a Primăriei Municipiului Chișinău, Boris Gâlca, care a declarat în cadrul emisiunii Moldova zi de zi că primele doze de vaccin vor ajunge în țară abia la sfârșitul lunii februarie sau chiar în luna martie. Potrivit lui Gâlca, țara noastră are nevoie de aproximativ 3 milioane de doze de vaccin pentru a imuniza 70% din populație, iar cantitatea necesară o vom avea până la sfârșitul anului. Pentru a deține controlul epidemiologic, trebuie să vaccinăm cel puțin 70% din populație. Ideal 90-95%, dar cel puțin 70%. Avem toate șansele să reușim. Sper că cel târziu în toamnă, ideal în vară, să putem avea o campanie de vaccinare națională, să acoperim toate solicitările și să facem vaccinările la cerere.
Pentru asta, țara noastră va trebui să-și securizeze rezervele de vaccinuri de la toți producătorii care au aprobarea Agenției Europene a Medicamentului. În prezent sunt doar două astfel de vaccinuri, dar în scurt timp ar putea fi mai multe, consideră Gâlca. Potrivit lui, din această cauză nu putem spune cu certitudine ce vaccin va ajunge primul în țara noastră, în contextul în care avem promise antidoturi pentru 20% din populație prin intermediul platformei COVAX și încă 200.000 de doze din partea României, care vor putea fi aduse însă doar după ce va fi stabilit tot lanțul logistic pentru organizarea vaccinării. De asemenea, șeful adjunct al Direcției Generale Sănătate a Primăriei Municipiului Chișinău a vorbit și despre situația epidemiologică actuală și a notat că scăderea numărului de cazuri de infectare din ultimele săptămâni ar putea fi rezultatul faptului că populația a devenit mai responsabilă. Mai mulți oameni poartă măști de protecție, iar copiii s-au aflat în vacanța de iarnă. Cu toate acestea, Gâlca nu este de acord cu relaxările recente, precum întoarcerea elevilor în sălile de clasă. Ar fi fost mai bine dacă noi am mai fi păstrat instruirile online și am mai fi reținut poate încă pe o anumită perioadă de timp, nu știu, poate două săptămâni, poate încă o lună de zile am fi menținut elevii acasă. Vom avea o revenire la niște cifre, la niște statistici înalte de cazuri noi de coronavirus, cu certitudine vom reveni, sau autoritățile vor decide pentru revenirea la instruirea online. Gâlca a declarat că se așteaptă la o nouă creștere a cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus și că, în așa situație, vor fi implementate noi interdicții. Cu toate acestea, el nu crede că va fi declarată o carantină totală. În ceea ce privește activitatea cinematografelor care au cerut să li se permită redeschiderea după ce teatrele au primit acceptul de a-și relua activitatea, șeful adjunct al Direcției Generale Sănătate a Primăriei Municipiului Chișinău crede că vom merge la cinema abia după ce situația epidemiologică va fi luată sub control, adică după al doilea sau chiar al treilea val de vaccinări. Chiar dacă încă nu se cunoaște ce fel de vaccin anticovid va fi administrat cetățenilor din Republica Moldova, personalul medical deja a început instruirile pentru campania de imunizare. Medicilor li se explică despre felul în care trebuie administrat vaccinul, despre condițiile de păstrare a dozelor, dar și despre eventuale efecte adverse post-imunizare. Echipa noastră de filmare a fost prezentă la o astfel de instruire care a avut loc la Spitalul Raional Orhei. Întrucât nu este clar ce vaccin va fi utilizat în țara noastră, angajații din sănătate sunt instruiți cum să administreze corect atât vaccinul Pfizer, cât și cel de la Moderna, care, spun specialiștii de la Ministerul Sănătății, ar putea ajunge primele în Moldova, iar ambele aceste vaccinuri au un mecanism de acțiune similar. Vaccinul Pfizer-BioNTech este recomandat pentru persoanele cu vârsta de la 16 ani în sus și vaccinarea constă în administrarea unei a două doze, a câte 0,3 ml, cu o distanță de cel puțin 21 de zile una de la alta. Și vaccinul Moderna este administrat în două doze, dar la un interval de 30 de zile. Acesta însă nu este recomandat persoanelor cu vârste de până la 18 ani. De asemenea, medicii au fost instruiți cu referire la condițiile de păstrare a vaccinului. Acesta, odată dezghețat, nu mai poate fi recongelat, iar la temperatura de frigider, adică între 2 și 8 grade, poate fi păstrat cel mult 5 zile. Există și alte particularități care deosebesc acest vaccin de altele. Dispersia diluată trebuie să fie răsturnată, rotită, ușor, și repet încă o dată, ușor, de 10 ori, și nu, nici într-un caz nu trebuie să fie agitată. Atunci când, din greșeală, flaconul a fost agitat, acest flacon trebuie să fie eliminat. Ulterior, vaccinul se va administra în mușchiul brațului, iar după procedură, pacientul trebuie să rămână sub supravegherea medicilor circa 30 de minute. Totodată, reprezentanții ministerului au enumerat și posibilele reacții adverse ale vaccinului. Reacție la locul de administrare a injecției, durere, inflare, inflamare, oboseală, durere de cap, dureri musculare, articulare, frisoane, febră. Lucrătorii medicali din cadrul Spitalului Raional Orhei spun că informațiile pe care le-au auzit le vor fi de folos și că sunt în așteptarea vaccinurilor pentru a începe cât mai curând imunizarea. Ne punem toți întrebarea cum o să fie păstrat, adică în condițiile astea de respectare a lanțului rece,
Dar lucrurile un pic s-au clarificat, străim să respectăm tot ce s-a spus, am primit informații foarte bune pentru noi. Autoritățile anunță că imunizarea împotriva noului coronavirus pe teritoriul țării noastre ar putea începe în prima jumătate a lunii februarie. Știri externe. Italia năsprește din nou regulile de combatere a pandemiei din cauza creșterii numărului cazurilor de infectare, fiind desemnate 3 noi zone roșii începând de duminică. Totodată, Marea Britanie și-a extins luni campania de vaccinare împotriva coronavirusului pentru persoanele trecute de 70 de ani. Iar în Israel, 13 persoane vaccinate anti-COVID au dezvoltat paralizie facială după injectare. Cea mai mare parte a Italiei a fost clasificată drept zonă portocalie, ceea ce înseamnă că locuitorii sunt îndemnați să nu părăsească localitatea, iar magazinele, cu excepția supermarketurilor, barurile și restaurantele, trebuie să se închidă. Iar Marea Britanie, lovită de o nouă tulpină a coronavirusului, care poate fi cu 70% mai contagioasă, potrivit autorităților sanitare, deplânge cel mai grav bilanț din Europa, cu peste 89.000 de morți. Acuzat de la începutul crizei că a impus restricții prea târziu, apoi că le-a ridicat prea repede, ignorând avizul oamenilor de știință, guvernului Boris Johnson își concentrează eforturile asupra vaccinării în masă, sperând să iasă din cel de-al treilea lockdown la începutul lunii martie. Peste 3,3 milioane de persoane au primit prima doză de vaccin în Marea Britanie, prima țară occidentală care a început acest proces. Iar în țara vecină, România, a cincea tranșă de vaccin anti-COVID de la Pfizer-BioNTech, care constă în peste 87.000 de doze, vor ajunge astăzi, 18 ianuarie, pe calea aeriană. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activității privind vaccinarea împotriva COVID-19 din România, transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. În alt context, Ministerul Sănătății din Israel raportează 13 cazuri de paralizie facială survenite în urma administrării vaccinului anti-COVID, dar estimează că numărul acestora ar putea fi mult mai mare. Oficialii din domeniul sănătății sunt reticenți în privința administrării celei de-a doua doze pacienților care au dezvoltat reacții adverse de acest tip, dar ministerul recomandă ca procedura de imunizare să fie finalizată. De la începutul campaniei, 2,19 milioane de israelieni au fost vaccinați deja. Este țara cu cea mai mare rată de vaccinare din lume, cu aproximativ 25 de persoane vaccinate la 100 de locuitori. Opozantul rus Alexei Navalny a fost din nou arestat. El s-a întors duminică seara în Rusia, la 5 luni de la otrăvirea sa. Chiar pe aeroport îl aștepta poliția, care a reținut în prealabil 10 de simpatizanți ai celui mai vocal critic al Kremlinului, adunați pentru a-l întâmpina. Navalny a fost luat de oamenii legii chiar în fața punctului de control al pașapoartelor. Poliția nu i-a permis avocatului său să-l însoțească la secție, unde a și avut loc ședința de judecată, în urma căreia a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Arestarea lui Navalny a stârnit un val de nemulțumire în lume. Țările Baltice i-au cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni Rusiei, iar oficiali americani, britanici și cei din cadrul structurilor europene au cerut eliberarea imediată a opozantului. Alexei Navalny riscă să petreacă în detenție următorii 3 ani și jumătate, pentru că nu ar fi respectat termenii eliberării condiționate. El a fost transportat la Berlin în luna august anului trecut. Atunci Kremlinul a fost acuzat de comunitatea internațională de tentativă de asasinat. Continuăm cu alte știri. Potop în plină iarnă la Chișinău. În această dimineață, strada Pădurii din sectorul botanic al capitalei a fost inundată. Mai mulți internauți au postat imagini video pe rețelele de socializare, în care au surprins un adevărat râu în preajma grădinii botanice. Totul ar fi din cauza unei țevi avariate. În consecință, în zonă s-a circulat cu dificultate. Internauții au făcut haz de necaz și au scris că, din cauza temperaturii scăzute în regiune, se va forma gheață și va fi un patinoar, iar alții au adăugat că apele s-ar fi format în urma topirii zăpezii. Solicitat pentru un comentariu, serviciul de presă al întreprinderii Apă Canal Chișinău, Nadejda Fotescu, nu ne-a răspuns la apeluri. Pe pagina oficială a instituției, însă, este anunțat că a fost avariată rețeaua de apeduct de sub asfalt. În aceeași informație se mai arată că apa a fost oprită în jurul orei
orei 9, iar muncitorii au intervenit pentru a remedia situația. Ninsoarea le-a dat bătăi de cap angajaților de la Exdrupo și celor de la Direcția Locativ Comunală din Capitală, care spun că au intervenit în plină noapte cu autospeciale și muncitori pentru a împrăștia material antiderapant pe străzile și trotuarele municipiului, iar în prezent situația este sub control. De cealaltă parte, edilul Capitalei afirmă că s-a lucrat prost, trotuarele nu erau curățate suficient, iar oamenii riscă să se aleagă cu traumatisme. În cadrul ședinței de astăzi a primăriei, responsabilii au dat asigurări că pe drumurile din capitală s-a intervenit încă de aseară, de la ora 23, cu 15 autospeciale și s-a împrăștiat suficient material antiderapant. Și cei de la Direcția Locativ Comunală spun că 400 de muncitori au intervenit dis de dimineața. Au fost răspândite 214 tone de sare curată și 47 de tone de amestec nisip sare. S-a intervenit toate străzile conform rutelor. Deja azi, parcursul zilei, o să patrulăm și unde va fi nevoie, vom interveni repetat. Au intervenit de la 5 dimineața la stații, curți și trotuare. S-a intervenit cu toți angajații întreprinderilor municipale. La fel au fost antrenate și 18 utilaje de tip HACO cu pierii. De cealaltă parte, edilul Capitalei le-a arătat din deget responsabililor. El susține că s-a lucrat prost și a cerut să se intervină repetat pe majoritatea străzilor. Eu vă rog, după ședința operativă, personal să mergeți pe Ștefan cel Mare, pe principalele arterii, trotuarele sunt nestrânse sau nesuficient strânse. Să intervină prompt în această privință. Înțeles, fără patru. Ca să nu avem apeluri de la traumatologie sau din altă parte. Solicitați de noi pentru un comentariu, reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor au precizat că pe parcursul zilei toate drumurile naționale au fost practicabile, iar conducătorii auto au circulat fără dificultate. Pe parcursul nopții trecute, în lucrări au fost implicate 130 de utilaje de dezăpezire, peste 240 de muncitori și au fost preserate peste 2000 de tone de material antiderapant. Gerul se întețește și mai mult. În această noapte se așteaptă temperaturi de până la minus 18 grade Celsius în localitățile din nordul Republicii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea vine că izolat pe drumuri se va forma ghețuș. Tudor Șchiopu își amintește cu amănunte de ziua în care turma sa de oi a fost atacată de un lup. El povestește că pe la amiază, când a lăsat oile pe imaș, a văzut cum un animal i-a alungat jumătate din cele 250 de capete pe care le crește. Mă duc înaintea lor și când mă uit, păi că-i câinii, nu-i câinii, e lup. M-a uitat așa bine, am strigat și câinii, avem niște câinii, au fugit. Avem vreo 50-60 kg, nu l-am cântărit, dar o față de un câine de-a nostru mai mare cu mult. Pentru că era o ceață densă, omul a căutat ori în șir oile speriate, dintre care 7 lipseau. A doua zi le-a găsit sfâșiate, la 2-3 km una față de alta. Între care una era mâncată de tot, aceasta care v-am filmat-o, ultima care am găsit-o, era numai cum rupt de la gât, băcata. Aceilalți care din vale, de după cap rupt, dar băcata ruptă. Specialiștii admit că oile ar fi fost mâncate de lupi. Se întrunesc câte 2, 3, 4 și nefiind în stare să organizeze și să realizeze o vânătoare reușită la animalele sălbatice, deci proced la sfârșirea animalelor domestice. Proprietarul oițelor crede că a găsit măsura potrivită pentru a alunga și speria lupii din preajma stânii. Zilnic el pornește radioul la maxim, sunetul căruia ar trebui să sperie animalele înfometate. Deocamdată pare eficientă această soluție. Cu toate acestea, bărbatul spune că aceste măsuri nu sunt suficiente, iar faptul că nu prea poate conta pe ajutorul autorităților îl dezamăgește și mai mult. De altfel, acest incident l-a costat peste 7.000 de lei. Agricultorii le dau ajutoare foarte, poate un 30%, nouă marcă un 10% ne dă aici cu animalele. Potrivit autorităților, statul nu poate restitui un astfel de prejudiciu. Mai mult, nici vânătoarea de lupi nu este permisă, astfel că proprietarii stânelor nu au dreptul să împuște animalele. Legislația nu prevede ca să fie restituit proprietarilor animalelor respective. Lupul pe teritoriul Republicii Moldova este protejat prin Convenția de la Berna.
Deși mai mulți gospodari din satul Vaduleca țin oi, se pare că acesta este unicul caz când animalele sălbatice au dat târcoale pe la stâini. Între timp, sătenii spun că le este frică să nu intre lupii în sat. E și pentru animale, și pentru păsări, și pentru copii, și pentru vârstnici, și pentru tot e pericol, pentru tot. Am așa șocat, că la noi lupi au venit, da? Potrivit specialiștilor, lupii au început a veni din Ucraina și se opresc la noi de la începutul anilor 2000. Cu 8 ani în urmă, în pădurile din țara noastră erau circa 80 de exemplare. Acum însă numărul lor s-a redus la aproximativ 50 de lupi. Motiv de bucurie pentru locuitorii satului Lucășeuca din cadrul comunei Seliște. A sosit momentul ca și în această localitate din raionul Orhei să fie inaugurat un sistem modern de iluminat stradal. Cu această ocazie, localnicii au avut parte de o adevărată sărbătoare a luminii, alături de invitați de seamă. La Lucășeuca au fost modernizate două puncte de transformare a curentului și montată o rețea electrică nouă cu o lungime de peste 8 km. 500 de lămpi de tip LED iluminează acum străzile orașului. Locuitorii satului au fost felicitați de către liderul partidului Șor, deputatul Ilan Șor. După ce ne-a fost încredințată puterea în raionul Orhei, noi am promis că îl vom face cel mai bun raion din țară, așa cum am transformat Orheiul în cel mai frumos oraș. Am început de la sistemele de iluminat stradal și terenuri de joacă pentru copii, iar în 2021 vom continua cu renovarea drumurilor, după care vom repara grădinițele și școlile și vom implementa alte proiecte de infrastructură. Vicepreședintele Partidului Șor, deputatul Marina Tauber, a menționat că toate succesele înscrise de echipa lui Ilan Șor în raionul Orhei se datorează în primul rând oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă în fiecare zi în raionul Orhei, toate aceste transformări, sunt posibile datorită implicării dumneavoastră și curajului dumneavoastră. Prezent la eveniment, secretarul Platformei pentru Moldova, Sergiu Sârbu, a promis că formațiunea politică din care face parte va continua să sprijine dezvoltarea localităților. Astfel de proiecte frumoase, precum iluminatul stradal, reparații de drumuri, școli, grădinițe, să știți că este datoria noastră de bază să ajutăm. La rândul său, primarul din Lucășeuca, Andrei Gălescu, și-a exprimat recunoștința din numele întregului sat pentru acest proiect de succes. Erau piște un bec unde și unde pe străzile principale. Acum, la moment, sunt iluminate toate străzile, toate locurile unde niciodată nu au fost lumină. Sătenii din Lucășeuca spun că, în sfârșit, după ani de zile trăiți în beznă, acum se vor simți mai în siguranță. Bravo! Bravo echipii! Foarte frumos! Amui frumos, lumină, arde tătă noaptea. De plăcere. De când este lumină, e foarte frumos. Putem și noi să ieșim la o plimbare. Deci, plusuri sunt foarte multe, desigur. Recent, echipa lui Ilan Șor a aprins lumina și pe străzile din satul Mana, care face parte din aceeași comună. Acolo a fost instalată o rețea de 3,5 km și peste 170 de corpuri de iluminat de tip LED. Precizăm că Partidul Șor și-a propus să realizeze proiecte de iluminat public stradal în peste 100 de localități din țară, inclusiv în toate cele 74 de sate din raionul Orhei, indiferent de partidul din care fac parte primarii. Creștinii ortodoxi marchează astăzi ajunul Bobotezei, zi în care a fost botezat Iisus Hristos. Dis de dimineață, în bisericile din țară a fost săvârșită Sfânta Liturghie, după care a fost făcută aghiasma. Oamenii au stat la coadă la Catedrala Mitropolitană pentru a lua apă sfințită, care este considerată vindecătoare de diferite boli și este păstrată în casă tot anul pentru a avea liniște și pace. De dimineață, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, care a avut loc la Catedrala Mitropolitană. Oamenii spun că s-au rugat de sănătate și pace și au mulțumit Domnului că i-are în pază. Iar după slujbă, enoriașii au ieșit afară împreună cu Mitropolitul Vladimir și ceilalți slujitori ai bisericii. Ulterior, credincioșii au fost stropiți cu apă sfințită și au făcut rânde la robinetele special amenajate pentru a lua aghiasmă. Chiar dacă au purtat măști, oamenii s-au îmbulzit și au uitat de distanțarea fizică.
Enoreașii spun că păstrează cu sfințenie tradițiile, iar în ajun de bobotează stropesc prin casă cu aghiasmă pentru a curăța sufletul și casa de cele rele. Iar oamenii care mai au și animale stropesc și prin grajduri pentru a avea un an bogat. Aghiasma se ține în casă tot anul. Și vreau că prin apă asta să ierte păcatele, să-mi dă viață mai bună. Când mă scol, apă întorc față, mă curăță astea. Asta e apă dumnezeiască. Această aghiazmă e foarte mare, se face odată în an. Să vie în fiecare dimineață sau vine mâncate, să stropești în casă. Asta e o mai mare leagă ca sunt aghiazmă noi. Strochim în casă dimineața o cățcă de napură și o leagă de aghiazmă pentru curățarea sufletului în casă și liniște, pentru pace. Ajunul de bobotează și bobotează fac parte din lista celor mai mari sărbători religioase. Acestea marchează botezul Domnului în apele Iordanului. Potrivit tradiției, dacă în ajun de bobotează ninge sau este ger, recolta va fi bogată. Pe 19 ianuarie este prăznuit botezul Domnului Iisus Hristos, zi în care, la fel, creștinii merg la biserică după aghiasma mare. Pe 20 ianuarie, credincioșii ortodoxi de rit vechi îl vor cinsti pe Sfântul Ioan Botezătorul, care încheie șirul sărbătorilor de iarnă. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, urmează prognoza meteo. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc, la revedere! Marți 19 ianuarie este ultima zi de avertizare cod galben de geruri în Moldova. Meteorologii anunță pentru următoarele 24 de ore cer variabil și fără precipitații. Minus 4 grade vor fi la Chișinău, la Bălți minus 5, iar la Briceni minus 6 grade și va ninge. 6 grade cu minus sunt prognozate la Soroca și Florești, la Leușeni minus 5. Maximele la Orhei și Dubăsari vor fi de minus 5 grade, la Ungheni minus 3. 5 grade cu minus vor fi la Tiraspol, în sud, la Comrat și Cahul, minus 3 grade Celsius. Urmează prognoza pentru alte capitale, minus 1 grad la București, la Kiev, minus 15, iar la Moscova, 18 grade cu minus. La Londra vor fi 11 grade cu ploi, la Madrid 4 grade, iar la Paris plus 8. Maxime de 11 grade vor fi la Roma, la Berlin plus 3, iar la Atena soare din plin și 8 grade.